luat un sac de Purina la iezi. Am văzut că nu prea mănâncă cum trebuie cerealele măcinate. Și mi-am adus aminte că și anul trecut, prima dată le-am dat Purina, un sac. Mănâncă mai bine. Întreg granulat. Cu acesta se învață să mănânce mult mai bine cerealele. Și aici vă prezint Dufa Light, produsul despre care vă vorbeam. Așa se prezintă, la 500 de mililitri. Se dă în fiecare zi, 3 zile, 40 de mililitri pe căpriță. Conține multe vitamine, electroliți. Vedem dacă putem să mărim. Vedeți, o grămadă de vitamine. Terapia de întreținere în condiții de desidratare. La cabaline, bovine, porcine, câini și pisici. Deci caprele intră la categoria bovine. Timp de așteptare, carne și lapte, 0 zile, deci puteți face tratamentul și să consumați laptele. O grămadă de vitamine și de electroliți. Ca să pună căprița pe picioare, după o perioadă în care nu a mai consumat nutrețuri. După cum v-am spus, ce s-a întâmplat cu Micuța și cu Stella, datorită carenței de electroliți, probabil, și de magneziu. Astăzi le voi face la căprițe și Agalaxinul. Agalaxin Forte, încomandat. Cred că se face 1 ml subcutanat, indiferent de greutatea animalului și de vârstă. O să fac și la ies și la țap inclusiv. Și numai bine mă asociez cu colegul meu și el are și el vreo 25 de bucăți, pentru că se găsește doar la doze de 50 de 50 de doze. Ziua, prieteni! Noaptea a fost din nou frig, minus 10 grade la noi. Dar acum profit de soarele ăsta să mai las un pic caprele la mișcare. Nu am mai făcut mișcare de mult și nu este bine să stea numai în grajd. Mulțumesc lui Dumnezeu că Micuța și Stella sunt pe bine. Am tras o speriatură groaznică cu ele, că nu știam ce pot să aibă. Mi-era frică să nu fie agalaxie. La galaxie, atâta că am avut noroc că nu a fost ulgerul tare și înnegrit sau înroșit. Răsfugul negru este ulger negru și răsfugul alb, ulgerul se înroșește. Am ulgere, se curge un lapte cu sangvinolent, cu sânge și cu ca un fel de puroi. Este o boală foarte periculoasă, galaxia. În 48 de ore animalul moare. Și dacă trece prin boală, ugerul este compromis. Dar după cum vă spuneam, am avut noroc și nu a fost galaxie, pentru că ugerul era ca și când ar fi fost mulse, pentru că ele nu au mâncat
o zi și ceva, două aproape, nu a mâncat, aproape de fel. Stăteau triste, coada jos. Așa, din proprie experiență le-am început să le dau antibiotic pe strep. L-am avut la îndemână, nu știu dacă este cel mai bun, dar acela l-am avut la îndemână și după o zi am observat că căprițele încep să mănânce din nou. Și datorită canalului de YouTube, într-o zi m-a contactat un domn din Alba, care este veterinar. Mi-a spus că îi place foarte mult canalul și am stat la discuții un pic pe linie de boli și tratamente atunci, și acum mi-am adus aminte de el și l-am sunat și să-i dea Dumnezeu sănătate. Mi-a indicat un anume tratament și anume Dufolite. Este un injectabil, un recipient de 500 de grame, de mililitri, cum ar veni. Este cu electroliți și magneziu și toate vitaminele. Se face subcutanat, 40 de mililitri pe căpriță. Este foarte indicat, mai ales după fătări, când căprițele au explozie de secreție lactată, de lapte. Ele au consumul foarte mare de minerale, magneziu și de proteine din corp, atunci posibil să slăbească, să cadă în letargia aceea. De aceea vă spuneam că este foarte importantă alimentația, dar nu mă mai repet pentru că la urmă poate devin supărător. Chiar vorbeam și cu domnul de la Alba și mi-a spus că chiar dacă administrăm calciu caprelor, rumegătoarele nu prea asimilează doar 25% din calciu oferit de noi. Și de aceea se poate întâmpla ca la căprițele bune de lapte să aibă loc această cădere. Normal nu este o cădere de calciu, este o cădere de magneziu și de electroliți. Deci, stai așa și te gândești, nu știi cum e mai bine, să ai o capră bună de lapte, să aibă 4 litri pe zi sau să ai o capră normală care nu ai atâtea probleme, dar eu merg în continuare pe capre bune de lapte, chiar dacă ne mai confruntăm cu anumite probleme. Toate se pot rezolva dacă avem bunăvoință. A costat un pic și tratamentul, dar chiar nu are importanță pentru căprițele mele. Nu suport să le văd bolnave. Dacă ele sunt bolnave, parcă și eu sunt bolnav. Nu mai am chef de nimic zilele acelea. Acum sunt bine. Zănuța plânge după ele. Să mai las un pic cu ieduțul, vreo 10 zile, după cum v-am spus, după care o să o bag înapoi între capre și pe ieduțul să-l bag cu ceilalți iezi. Este foarte cu minte zânuța. Ieri dimineață am văzut-o că este ugerul cam plin. Când am pus mâna pe uger, era foarte întărit, foarte plin de lapte. Ieduțul nu a putut să sugă, numai dintr-o țâță. În cealaltă țâță era foarte plină. Vreau să vă spun că zânuța a stat ca o capră de la a treia, a patra fătare, așa a stat de bine la muls. Deși în toată iarna și de când este, nu i-am pus mâna pe uger. Dar tind să cred că și cu mințenia se transmite ereditar. Dacă avem niște capre cu minți care stau la muls și iedele lor, după părerea mea, vor fi la fel. Pentru că avem exemplu pe Zâna, care nu i-am pus mâna niciodată pe uger și acum săraca a stat nemișcată. Am muls-o destul de bine, deși are țâțele acum mai mici. Am învățat de anul trecut, de acum 2 ani, de la Stella. Cu ea m-am chinuit atunci când nu știam să mulg. Mi-a spus cineva să le mulg ca pe oi, să iau mai mult uger în palmă. Și așa am mult să și pe
zânuța, dar oricum va fi o capră cu țâțe destul de mari. Deja încep să se mărească. De aceea am vrut să le las un pic să mai alerge, să mai miște. Este bine să lăsăm animalele, oricât ar fi de frig, măcar câteva minute afară, la mișcare, să mai ia aer curat, să mai miște. Pentru că nici stabulația prea multă în grajd nu este bună. Se încetinește tot metabolismul și animalul devine mai sensibil. Oricum, chiar m-am gândit la ce sensibile sunt căprițele mele. Cred că dacă le-aș da și le-ar băga cineva într-o turmă de oi sau într-o turmă de capre care ies la pășunat pe dealuri sau pe câmpii, cred că într-o săptămână ar fi terminate, ar fi sub combate. Sunt foarte sensibile, sunt învățate doar pe stabulație și este de înțeles să fie sensibile, pentru că ele, săracele, tot ce mănâncă bagă în lapte. Deci 4 litri de lapte se producă pe zi, îi consumă toată energia, toate substanțele minerale, proteice, tot ce hrănitor din ea consumă. De aceea se spune că o capră bună de lapte este mai slabă, dar dacă avem grijă și le dăm la discreție tot, încă mie mi-e ciudă de multe ori că nu mănâncă, că rămân de ele pisatul, aș vrea să mănânce tot. Deci dacă umblăm după ele și dacă le îngrijim, totuși putem să avem și bune de lapte și să arate cât de cât. Eu zic că căprițele mele totuși arată într-un anumit fel. Nu mi-e rușine cu ele. Cam despre asta am vrut să vă vorbesc, despre, nu știu cum să-i spun, boală, ce boală este. Imediat după fătare, la 2-3 săptămâni, să stea apatică și să nu mai mănânce. Să nu fie nici diarie, nici agalaxie, nici altă boală. Deci chiar nu știu ce, probabil o cădere de magneziu și de electroliți. Și atunci căprițele devin apatice, nu mai mănâncă, se izolează. Și dacă nu intervenim, poate să putem să le și pierdem, pentru că ele vor fi tot mai slăbite. Dacă nu se alimentează, e clar că acea căpriță nu prea are șanse. Deci de aia trebuie avut foarte mare grijă și vă recomand acest produs, Dufalact, se găsește în farmacii, nu este chiar așa de scump, 80 de lei un flacon, dar dacă vedeți că căprița are probleme după fătare și nu vrea să mănânce și este apatică, excluzând să nu aibă diarie sau alte probleme, acesta se poate administra subcutanat în două locuri cel puțin, 20 de ml într-un loc, 20 în altul. Și căprițele într-o zi, două, sunt pe picioare, sunt la loc. Este indicat totuși un antibiotic cu spectru larg, pentru că probabil poți să aibă și ceva viral. Posibil să le fie afectat și problema cu ectima, dar nu prea cred. Acum ziceam, dacă era numai micuța, că era mai firavă, mai plăpândă, dar Stela, care este printre cele mai robuste, probabil a fost o cădere de magneziu, pentru că ele erau printre cele mai bune de lapte. Acum sunt pe revenire, oricum își vor reveni. În martie voi face o probă a laptelui să vedeți evoluția lor de anul trecut. Mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi plăcută și animale sănătoase. Aveți grijă de ele. La revedere!